Avem de plantat astăzi 250 de pomișori. Îi vom pune anul ăsta și peste 2 sau 3 ani vom și mânca mere din ei. Merii sunt donați de Institutul de la Mărăcineni și au fost plantați pe un teren în pantă, expus riscului de alunecare. Este o acțiune de împădurire, dar de data aceasta facem o plantație de pomi fructiferi și am ales merii pentru că ce este mai bun decât mărul românesc. Dorim foarte mult ca acești copii de acest deplasament să trăiască bine, să trăiască în spațiu liber și de ce nu ei să-și planteze fiecare dintre ei pomul lui și să-și pună un nume fiecare la pomul lui și când vor veni la vară, peste un an, peste doi, peste trei, să-și găsească pomul dat cu rod. Ce-ai venit să faci aici? Să fac treabă. Așa, ce înseamnă treabă? Înseamnă să plantez, să lucrez. Ce să plantezi? Să plantez pomi. Am venit alături de colegii mei de la centru să plantăm pom ca să facem aici pentru zona asta, să facem o zonă frumoasă, plină de meri. Peste câțiva ani o să vin și eu cu prietena. Poate fac și un picnic și ne distrăm la cabană, sper. Înființarea livezii s-a făcut într-un loc în care va fi o tabără pentru copii, iar acțiunea are, în primul rând, scopul de a integra în centru.